Hei, salutare, salutare! Am zis că astăzi nu vă fac live, pentru că sunteți foarte puțini pe live. Am zis să fac o încercare, să fac un vlog. Cum eu merg aici, îmi fac activitatea fizică, iar vouă vă povestesc despre tot ce îmi dă în cap. Pentru că știți că natura este acolo unde este inspirația, acolo unde este evadare, acolo unde este terapie, acolo unde totul este posibil. Și desigur, aici putem să facem o analiză asupra noastră, să vedem ce merge, ce nu merge, ce să facem ca să meargă. Deci, până când picioarele mele merg. Așa că să vedem cât va ține și bateria și inspirația mea. Despre ce vorbim astăzi? Așa, nu m-am gândit deloc. Haideți să vă spun ce mă roade acum pe mine. De vreo 3 zile văd pe Instagram-urile, adică pe profilurile de Instagram a unor moldovence, unde vorbesc despre diverse cazuri de violuri. Și nu numai în Moldova, dar și în Franța și chiar și nu numai violuri, dar și crime din partea partenerilor. E foarte straniu și cred că ar trebui să fac o căutare ca să văd dacă sunt mai mulți psihopați de gen masculin sau gen feminin. De ce bărbații ar fi mulți mai criminali decât femeile? Nu știu dacă e bună tema pe care am ales-o sau nu. Scrieți aici în comentarii. Da, pentru că într-o noapte n-am putut să dorm din cauza asta. Și anume când este vorba de copii. Și acum îmi zic, măi, ce fericită sunt eu să nu am copii! Aleluia! Aleluia, aleluia! În ce lume trăim noi? Ca să faci acum, ca să faci copii, e responsabilitate foarte mare. Poate înainte era o reproducere. Făceau copii că Dumnezeu a dat să facă copii. Acum te mai gândești de două ori să faci copii sau nu. Dacă ai cu ce să-i crești, dacă ai timp și energie ca să-i educi. Pentru că dacă nu îți educi copilul, poate să devină la un moment dat un psihopat. Și nu spuneți că nu, copilul meu nu. Păi și ceilalți copii care fac asta, adică copiii adulți, au fost copiii și sunt copiii unor părinți. Deci dacă se petrece asta și nu vorbesc despre, hai că mă ziceți, a, în America e destrăbălare, numai în America ies la școli și omoară oamenii acolo, ucid cu puștele, cu armele, sau mai știu eu cu ce. Stați că mă doare brațul, schimb. Dacă la 3 minute deja am schimbat, să vedem ce se va întâmpla. Eu încerc să nu fac mai mult de 15 minute. Revin la Europa, cultura noastră mai creștină, așa, știți? Se zice că vezi tu că în România, Moldova, oamenii au frică de Dumnezeu mai mult ca în creștinismul de vest. Ei bine, nu chiar este așa. Mult se vorbește, dar totuși este diferit. Nu știu dacă este chestia de platforme virtuale care scot acești criminali, unde nu mai pot să se ascundă, pentru că acești oameni au dovezi, s-au filmat și cumva asta este o dovadă. Eu trișez când am scos căștile, s-a pus pe stop, s-a închis videoul și eu tot vorbeam și mi-am dat seama cam peste o minută. Deci revin aici cu gândul pe care îmi expuneam și de ce ziceam că e interesant acest subiect, pentru că vorbesc cu voi de parcă aș fi pe fotoliu și aș vorbi cu psihologul meu și trebuie să iasă gândurile astea așa brute, în aspect brut, nu-l necioplit. Deci sunt gânduri automate. Haideți să vă povestesc mai departe despre ce mă doare, mă roade pe mine. Și în același timp v-am zis că mă bucur că, iată, nu am copii și nu am
un partener care să fie un potențial criminal. Haideți să vă dau trei cazuri diferite despre care se vorbesc acum atât la televiziune cât și pe rețelele de socializare. Pentru că sunt în Franța, vă voi da cazul care este acum în presă și e de ceva ani de zile, deci nu s-a întâmplat ieri sau azi, s-a întâmplat cu vreo 10 ani în urmă, cam durata tot de vreo 10 ani. E vorba despre un soț, deci soț, tată, pentru că are și copil sau copii, nu știu exact tot contextul familial, știu esențialul că acest soț își adormea soția cu un medicament specific și aducea bărbați, de la bărbați foarte, foarte tineri, să zicem 20 ceva de ani, până la bărbați în vârstă, cu diverse meserii, până și medici. Probabil, nu știu dacă erau și polițiști, sper că nu, că atunci asta e chiar nebunie mare. Și nu știu cum le spunea contextul acelor bărbați ca ei să fie în stare să intre într-o cameră unde se afla soția lui adormită și ei o violau. Pe lângă asta s-a adeverit că printre unul din violatori care s-a pornit să facă aceeași chestie cu soția lui, adică a mai și copiat psihopatul. A dat, vedeți cum psihopații își dau ideile lor. Și a durat așa ceva mulți ani de zile. Cum a fost prins acest criminal? Pentru că altfel nu se poate denumit. Apropo, criminalul făcea poze și videouri cu soția adormită, care era violată de ceilalți bărbați. Și a făcut și poze cu fiica sa, cumva, nu știu, că fiica sa era și ea, fiica, nu știu dacă era fiica vitregă sau adevărată. Mă scuzați, mie mi-a trebuit câteva elemente ca să nu vreau să știu mai multe, ca să înțeleg că e un psihopat care nu are, eu așa nu știu, știți, eu zic întotdeauna, fiecare om are dreptul la viață pe pământ. Dacă îmi faci așa răutate la oameni, cred că atunci viața nu are niciun rost să o ai. În fine, revin. Deci, cum a fost prins acest bărbat? El se ducea într-un magazin și făcea poze și videouri pe sub fustele, rochile femeilor. Și cineva a văzut la siguranța video și a chemat poliția și astfel au găsit tot materialul despre tot ce a făcut el ani de zile. Deci percheziții, diverse interviuri, întrebări și tot așa. În fine, asta este cazul în Franța. Acum luăm cazul în Elveția. Chiar astăzi am văzut un elvețian și-a ucis partenera, parcă era și Miss Elveția, nu știu, era o fată foarte frumoasă și a dat-o prin mașina de tocat carne. Care este motivul lui, ce s-a întâmplat acolo, nu știu, dar cert este că putea să facă ea cea mai mare crimă, el nu are niciun drept să facă așa ceva. Și vorbim despre Elveția. Elveția, țara unde nu poți să tragi apa de la cuveta, de la viceu, noaptea după orele 10 sau dacă conduci foarte repede, te denunță sau te denunță la orice pas dacă faci ceva împotriva legii. Elveția. Bine că Franța, înțelegeți și voi, prea multă libertate. Dar, haideți să luăm și Moldova. Avem și la Moldova mea, iubita mea. Pentru că toate aceste probleme de sex, vai de mine, dar nu trebuie educație sexuală, ce cu voi? Dumnezeu a zis să facem sex doar pentru a face copii, pentru că bărbații altfel sex nu fac. De-aia sunt foarte multe prostituate și foarte multe amante. Bine, asta e altă treabă.
Bine, revin la cazul meu. Sau două cazuri. Să vorbesc despre două sau vorbesc doar despre unul? Haideți că vorbesc despre ăsta care... nu știu în ce sat. Doi frați. Cam în jur de 16-18 ani. Violau sora lor, care probabil avea 11-12 ani și peste un an a rămas, adică a rămas gravidă și peste un an a născut. Nimeni n-a văzut. Nici profesorii de la, învățători de la școală, nici părinții. Acolo fata a zis că ea a fost violată de frați. Toți au blamat-o, au pus-o acum într-un centru, nu știu, de acolo au plasat-o, cu tot cu, probabil cu tot cu copil. Au făcut și DNA-ul, s-a adeverit că unul din frați este tatăl copiilor, dar până când nimeni n-a violat-o, a rămas fata gravidă așa, din, cred că din aer. Da, acum a picat, dacă vă uitați la Dorin Galben, tot din cauza cazului precedent, a văzut o fată și a zis că nu mai poate să tacă și trebuie să spună adevărul. Și, într-adevăr, de ce? O să vă spun de ce, într-adevăr. Deci această fată povestește cum ea a avut atingeri din partea tatălui ei, care nu este un tată vitreg, este adevăratul tată, și sora ei chiar a avut viol. Deci acum stau și mă gândesc. Măi, la ce moment educația părinților? Bine, o să spun mai mult educația mamelor, pentru că deși la noi trăim într-o societate patriarhală, paradoxal, educația vine de la mamă. Cum se face? Nu știu. Eu mi-aduc aminte, când eram fetișcană, mama îmi punea, și nu mai mama, mai ales străbunica, mama îmi punea foarte mare presiune să nu îmblu în dode, așa se spune atunci. Doamne ferește să nu te duci cu băieții prin popșoai și tot așa. Dar la bărbați, la băieți, o, fă ce vrei, nu e nicio treabă, du-te și culcă-te cu, vrei, cu cine vrei. A, deci, ce înțelegea probabil copilul care era în focul de artificii hormonal la el. Adică acolo era, eu vreau să mă culc cu orice fată și am dreptul. Vrea ea sau nu vrea, pentru că mi s-a spus că pot să fac tot ce vreau. Pentru că așa se spunea, dar se subînțelegea. Nu era explicit, du-te și culcă-te și o violează pe orice fată. Dar de unde știi ce înțelege copilul? Da, iată de unde ar trebui să fie educația sexuală. Educația sexuală nu este du-te și te culcă, fă sex. Dar anume, ce act, ce responsabilitate ai tu dacă te culci cu cineva? Să vorbim în primul rând despre demnitate. Să vorbim despre afecțiune, iubire. Să fie reciprocă între oameni, să fie respect. Să fie, și nu v-am vorbit de canalul de Telegram unde 30.000 de bărbați își trimit videourile între ei cu care sunt filmate unele cu voia domnișoarelor, altele nu, pe ascuns, și ei își trimit poze și videouri nud sau pornografice cu femei. Deci ce vreau să zic, e o nebunie mare și iată cum fă copii în așa lume, pentru că nu știi ce va ajunge copilul tău, chiar cât de bine nu l-ai educa, pentru că noi facem parte dintr-o societate și chiar dacă tu nu ești de acord cu multe lucruri, cu multe legi din societate, vrei, nu vrei, trebuie să te confrunți cu ele. Și eu mă confrunt, apropo, mulți mi-a zis că sunt nebună, că o caut, că merg prin lume, că ce ați crezut, că bărbații nu cer sex sau nu știu ce, da, dar eu am demnitate de femeie și am dreptul să spun nu și am dreptul chiar și să mă apăr și să omor omul care vrea să mă violeze, pentru că e pur și simplu evident. Asta nu înseamnă că eu, dacă eu în primul rând nu merg pe drum goală și zic la oameni, săriți pe mine, înțelegeți ce vreau să zic?
Asta nu înseamnă că eu, dacă călătoresc singură, eu caut bărbat, în primul rând, și nici asta nu înseamnă că dacă eu am ales să fiu singură, trebuie să-mi vină tot prostul aici să-mi zică mie, ia și-ți caută, că vorbesc încă și cu cuvinte urâte, și-ți caută unul, și nu mai îmbla așa, aiurea, blambora, brambora, și căsătorește și fă copii. Pentru ce? Pentru că se vede că tu deja nu ești educat să-mi spui așa comentarii. Pentru ce? Să fac copii exact de al de tine? Iată așa, nici mi-am expus oful în vreo 15-20 de minute, dar sunt foarte șocată și deși nu am copii, vă imaginați voi, oameni care aveți copii, nepoți, surori, că vă dau un exemplu, omul care a sărit pe mine și am zis așa, ok, uite, vrei să mă violezi? Violează-mă. Dar amu, imaginează-ți că tu ai mamă, da, am, surori ai, da, și o să ai copii, ai să ai, dar nu știi, să ai fată, băiat, nu știi, dar să știi că acea soră, acea mamă, exact ca și mine, poate să fie o victimă care va fi violată de un bărbat. Cum îți place? Și și-a dat seama, pentru că am intrat în empatia lui și și-a dat seama și și-a cerut iertare. Dar da, îmi pare rău să vă zic, știu că sunt aici și bărbați care se uită la mine și îmi pare rău să vă zic, nu zic că nu sunt femei abuzive și femei scorpii și femei nebune, dar cum se face că totuși bărbații sunt cei care sar ca animalele pe femei? Explicați, nu că eu zic asta din capul meu. Eu văd asta trecând în lume. Eu, de exemplu, eu merg, eu nu sar pe nimeni. De ce la mine bărbații sar la mine, bine, uneori mai politicos, alteori mult mai agresiv, dar asta este adevărul. Știu că nu vă place adevărul, pentru că de asta și nu merge canalul meu, dar eu mi-am tămăduit rănile astea, așa că nu veniți aici să-mi povestiți voi. Uneori îmi dați niște comentarii că eu nici nu mă gândesc, sunt niște detalii inutile și voi vă pierdeți timpul, iar eu trebuie să-mi pierd timpul ca să șterg comentariul. Iată așa, mi-am expus ceea ce de fapt aș fi vrut să expun într-un direct, dar în direct deseori sunt comentarii și îmi fură ideile spontane, astfel cum a fost acum. Așa că spuneți voi, aveți o soluție la așa ceva? Ce trebuie să facem cu așa oameni? Sau ce trebuie să facem în educația copiilor noștri? Ce să facem? Ca nu eu, că eu până când n-am copii și nu știu dacă o să am și nici nu vreau acum, așa că comentariile voastre rătăcioase, țineți-le pentru voi. Eu nu sufer deloc de lipsa copiilor, ba chiar mă bucur. Și nu vă imaginați ce bucurie mare pe sufletul meu. Mai bine gândiți-vă voi că voi aveți copii și nepoți. Adică voi trebuie să fiți cei responsabili și conștienți. Bine, v-am pupat!